Salutare, prieteni! Pentru cei care nu mă cunoașteți și mă vedeți prima dată, eu sunt Daniel din Maramureș. Sunt foarte, foarte începător între ale apiculturii, dar în video de astăzi vă vorbesc despre primul an de apicultură pentru mine. Și o să fie așa o poveste, așa că vă invit să vă așezați, să vă așezați comod, pentru că eu sunt tare povestitor și tare mult am să vă spun. N-am multe albine, numai 3 familii. Dar sunt tare bucuros de ele. Pentru că noi suntem o gospodărie un pic așa diversă, pentru că avem în gospodărie câțiva purcei, avem niște capre, avem o bivoliță, avem niște găini, căței, pisici și ce mai ținem noi de-a lungul anului. Și recent, anul trecut, în 2023, ne-am făcut curaj în sfârșit să ne cumpărăm albine. N-am știut eu când m-am apucat că albinele, că apicultura e un subiect atât de amplu și atât de mare, e complicat, e dificil. Nu e dificil. E doar amplu. Și dacă până acum eu venea primăvara și mă uitam, o înflori meri, o înflori prune, da, a fi și prune. Deja anul ăsta mă uit în ce dată înflorește mărul, în ce dată înflorește prunul, în ce dată înflorește sarcâmul, pentru că eu nu țineam cont de treburile astea până acum, dar acum mă interesează. Pentru că atunci când ele înfloresc, albinele noastre au polen, au nectar și avem de la cine culege miere. Deci, într-un an de zile vreau să vă spun că am avut o curbă de învățare foarte, foarte complicată. Și o să încerc să vă dau detalii în timp ce lucrez la albine. Chiar dacă asta poate o să-mi fie un pic mai greu, pentru că trebuie să fiu atent și la ele. Mi s-a atâta de dragi, nu vă dați seama. Unele dintre ele, pentru că după o vreme mi-am dat seama că familia asta e mai blândă, mai liniștită și asta de aici e mai războinică. Dar nu-i problemă, că cu niciuna nu-mi rușine. 2024, din punctul meu de vedere, a fost un an foarte dificil. A fost însă și primul an în care m-am deplasat în pastoral cu cele 3 familii ale mele la Rapiță. Împreună cu un prieten ne-am deplasat și pe când am pornit noi la drum ne-am gândit că vom avea cules la Rapiță vreo 2-3 săptămâni cel puțin. Însă tot culesul a fost de vreo 7-10 zile. Și asta a fost o un pic de descurajare, pentru că Rapița s-a terminat foarte devreme. După Rapiță, părea că salcâmul începe să înflorească și au venit niște zile foarte, foarte friguroase, așa că eram descurajat să ne gândeam, vai de mine, dar pe ce nectar o mai secă? Ce nectar a mai dat salcâmul? Și m-am hotărât să le aduc acasă, pentru că la noi în sat sunt câțiva salcâmi, este ceva pădurice de salcâmi aproape, sunt tei, sunt pom fructiferi, sunt eu știu ce floră din pășuni și ne-am întors acasă. E mai ușor să le văd, să le verific și ne bucurăm că în sfârșit a început culesul la salcâmi. Avem câteva zile călduroase, deși pe săptămâna viitoare se anunță din nou ploi și zile cu nopți mai răcoroase, dar văd acum pe cântar că albinele mele cules vreo 300 de grame de azi dimineață în familia asta. Însă o să știu mâine dimineață, pentru că mă uit dimineața la prima oră și ziua următoare la prima oră ca să văd care e evoluția de pe ziua precedentă. Da, după cum vedeți, la familia asta care știu că e mai blândă, m-am făcut cu un pic de oțet și prefer de fiecare dată când vin la albine să lucrez fără mănuși dacă se poate. Bineînțeles că după ce mă înțeapă pentru prima dată, trebuie să-mi iau mănuși, pentru că ele simt deja venind din locul unde m-au înțăpat și vin și altele și continuă războiul. Dar
prefer întotdeauna să lucrez fără mănuși. Însă cu familia asta mai războinică, dacă îți înțăpat odată, trebuie să-mi iau mănuși. Hai să vedem cum e treaba, pentru că sunt foarte curios și eu ce se află în magazia asta. Vă ziceam că le-am dus la rapiță și la noi a fost cules foarte bun de la pomii fructiferi. Însă am zis că chiar dacă am trei familii, mă duc și eu într-o aventură să vedem cum e mișcarea, cum e în pastoral, ce se întâmplă, cum îți treburile. A fost chiar o chestie interesantă. Puțin nectar. Dar văd că încep să sclipească câteva alveole. Și astăzi e prima zi în care a fost temperatură mai bună, spre 14 grade și peste noapte. Așa că, na, vedem ce cules a fi. Uite, asta are un pic mai mult. Asta are nectar pe vreo 20% din ramă. Nu-i grozav, anul ăsta e un an dificil pentru albine, de-aia vreau să filmez video ăsta și să vă și povestesc cum a fost curba de învățare pentru mine, pentru că eu am apicultori în familie, pe partea mamei, dinspre zona Moldovei de la Suceava. Am mai multe rude care se ocupă cu apicultura și de mult mă gândeam, eu chiar de când eram la Londra, de acum vreo 10 ani, povesteam cu un prieten din zona Satul Mare care îmi zicea, trebuie să te apuci de apicultură, apucă-te și învață, că nu-i greu. Dragilor, n-am mai învățat nimic, n-am mai apucat să citesc nimic și mi-am luat din prima albine, anul trecut. Dar nu vă temeți, că am învățat de atunci în coace. Am început să învăț pentru că mi-s foarte, foarte dragi albinele. Și n-am mai citit tare mult, ci mai degrabă m-am uitat la videoclipuri pe YouTube, pentru că prefer să văd vizual cum lucră omul în stupină și să iau sfaturi și idei în felul ăsta. Cititul, deși obișnuiam să citesc mult în gimnaziu și în liceu, acum cititul las altora. Copiii mei, Sofia, o văd că e clasa a patra și acum văd că citește foarte, foarte mult. În vreo două zile vine și mi se laudă că i-au citit 100 și ceva de pagini dintr-o carte. Deci, are cine citi în familia noastră. Eu mă uit mai mult la podcasturi, la discuții, la chestii, la așa. Și na, cam asta e cu citit. Citesc strict atunci când caut ceva sau vreau să mă informez despre ceva anume. Așa. Deci vă ziceam că neștii nimic de albine, m-am apucat în 2023 pentru că noi cumpărăm miere. În familia noastră, având copii mici, preferăm să consumăm un zahăr mai sănătos, un îndulcitor mai sănătos la ceaiuri și, în general, în viața noastră, mierea e un aliment preferat, dorit. Da, văd că o pontat matca asta până sus, până la 2 cm de rama de sus. Deci pontează foarte bine pentru că cele trei familii au toate matcă de anul trecut. Și dacă vă puteți imagina că eu anul trecut stăteam mult, tare mult, cu o ramă în mână, încercând să caut matca, să o găsesc. Până la urmă m-am obișnuit și am început să o marchez. În felul ăsta reușind să o văd mai bine, dar greu. Greu făceam diferența între o albină și o regină. Nici am unul foarte grozav, că nu mă laud eu de cât de mare apicultor îs, ci mai degrabă vă povestesc călătoria mea în creșterea albinelor.
Și acum mă uit să văd dacă sunt boci sau nu. Văd că încep să aibă, pentru că acum câteva zile când m-am uitat, abia mai aveau pe câte o ramă, maxim două, un pic de miere. Și acum văd că au miere foarte bine pe coroniță, pe ramele cu puiet. Pentru că ele își pregătesc în primul rând mâncarea în cuib. Și apoi vor urca, din ce înțeleg eu, în magazie. Dacă ajută Dumnezeu și vom avea zile bune și călduroase, mai găsesc câte o botcă. Botca e celula aia mai mare, mărită de albine, când se pregătesc pentru roit. Și în perioada asta nu vrem ca albinele să roiască, ci vrem ca ele să rămână în lăzile pe care le avem și să producă miere pentru noi. Deci asta e treaba apicultorului în perioada asta, să verifice existența bocilor și să le distrugă înainte ca familiile să intre în frigurile roitului. Când o familie intră în frigurile roitului, matca nu mai contează și familia se pregătește să se despartă. Pentru că matca din cuib, odată ce se pregătește de roit, înseamnă că lasă în cuib o botcă din care va ieși o matcă nouă și matca și albinele, o soită mare de albine, iau câtă miere pot duce ele în gură, cred, sau unde o cară, și își iau zborul cu toate. Toate pleacă în altă parte. Se duc într-un copac, se duc într-o scorbură, se duc să plece. Pentru că ele consideră că nu-i suficient spațiu în lada pe care o avem. Dar asta e o mică parte din apicultură. Cea mai mare descoperire a mea, să zic așa, a fost aia că albinelor nu le place mirosurile străine. Și știam eu dinainte că nu-i bine să merg parfumat la albine, nu-i bine să merg agitat și așa mai departe, dar când am mers în pastoral la rapiță, eram împreună cu prietenul și mă uitam și la lăzile lui și vedeam, măi, da, ziceam eu, într-o dimineață, zic, tare multe albine erau pe mine, toate mă atacau pe mine. Și în dimineața aia fusesem pe la animale, că noi avem niște capre, avem o bivoliță, cum vă ziceam, și caprele trebuie mult să întâte dimineața. Așa că am mers așa scurt pe la animale, pentru că eu mă ocup cu mulsul, și după aia, pe la 10, am fugit la albine. N-am mai făcut duș, nu mai făcusem duș, pentru că am zis, n-am stat mult, așa, merem la albine. Ca norocul că am avut masca asta, pentru că era nor în jurul meu, toate erau ca și cum, ce capre umblă la noi și cine ne deranjează? Înțelegeți? Și de atunci, mai ales când îs acasă, sau când știu că am treabă multă la albine, fac un duș. Trebuie neapărat să fac duș și la miază, înainte de a merge la albine, ca să mă asigur că ele sunt liniștite și văd de treaba lor. Văd foarte mult puiet și asta mă bucură. Mai puține miere, familiile sunt puternice din ce văd eu. Încă nu văd botcă de roire, deși mi-ar plăcea să, dar cred că mai încolo, acolo până iunie, iulie, mi-ar plăcea să îmi fac niște roiuri din familia asta, că e atât de liniștită și atât de cuminte. Deci, dragilor, dacă vreți să vă apucați de apicultură, ar fi bine să vă informați un pic mai bine decât mine. Nu vă recomand să faceți ce am făcut eu, însă din experiența mea, din ce am văzut eu, la noi cam așa funcționează lucrurile în general. Dacă mă apuc de o treabă, apoi mă țin de ea
și mă perfecționez în așa fel încât să nu, să n-am tare multe pierderi. Dar cred că de când am început, am învățat foarte, foarte, foarte multe lucruri. Pentru că în capul meu lucrurile păreau destul de simple. Ai acolo niște gonje într-o ladă și mergi și le furnierea când vezi că este miere. Dar nu e așa. Albinele trebuie monitorizate, trebuie ajutate, trebuie încurajate, trebuie motivate să muncească, el trebuie să aibă spațiu, trebuie să aibă suficientă mâncare, trebuie să aibă, să fie sănătoase, să fie tratate la timp, să fie, să te ocupi de ele foarte, foarte intens. Lucru pe care eu în niciun caz nu l-am prevăzut. Dar acum, să știți că am prins drag de ele. Și chiar dacă e poate cea mai grea activitate din tot ce facem noi la țară, pentru că capra mă duc și-o mult de dimineață, și-o mult seara, și restul paște în gardă electrică, aia ce-i pe terenul nostru aproape de casă. Dar la albine, când vii, trebuie să umbli cu tratamente de două ori pe an, trebuie să te asiguri totdeauna multe, multe, multe detalii și multe aspecte și multe probleme și multe mistere are albina. Dar pentru aia tot îmi place, îmi place foarte, foarte mult. Și să știți că am un deosebit respect pentru albine. Înainte de a crește albine, era, toată lumea zicea că fără, asta e o informație pe care toată lumea o știe, că fără albine, pământul și oamenii n-ar mai putea supraviețui mai mult de 3 ani pe planeta asta. Dacă toate albinele ar dispărea, și oamenii ar dispărea în câțiva ani. Însă, ia, una au rămas acolo și trebuie să-i dau drumul, că nu-mi place să le chinui. Și mai ales ele ca familie, ca grup, dacă una e zdrobită și chinuită, toate se agită, că își dau seama ce se întâmplă acolo, care e problema, cum putem ajuta, cum rezolvăm. Și problemele se schimbă, familiile se tulbură, devin mai violente, s-ar putea asta să fie motivul pentru care familia asta e mai agitată, mai războinică, cum zic eu. Deși la ambele familii am lucrat cam la fel anul trecut. Și am avut multe aventuri pentru că într-un an de zile am avut măci care mi-au pierit. Am făcut roiuri, mi-au slăbit roiurile, mi s-au bezmeticit câte o familie, au trebuit să golesc lada, au trebuit după aia să unific familii. Foarte, 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 foarte multe lucruri. Și lucrare și lucrătură și umblătură pe la ele, dar cum ziceam eu mai de mult că tare bine îmi place să stau lângă capre dimineața și seara, dar mai ales seara după o zi agitată, și să văd cum se umple găleata aia cu lapte și să mă bucur de faptul că s-o mai gătat o zi, că am o binecuvântare de la Dumnezeu, că am lapte, am ce mânca. Desigur că trebuie să mai umble soția cu acel lapte până el devine brânză și alte produse, însă e un belșug pe care animalul ți-l dă și similar cu senzația aia de relaxare pe care mi-l dau capre atunci când le mulc, îi și când intru la albine. Chiar dacă videoclipurile pe care le fac la albine sunt foarte stresante în momentul de față, pentru că trebuie și să zic câte ceva, și să mă uit la ele, și să fac treaba bine. Așa, să ne înțelegem. Când am pus cântarul sub lada asta, avea 31 de kilograme. Ce înseamnă 31 de kilograme pentru voi dacă sunteți apicultori mai bătrâni? Vă rog să-mi scrieți în comentarii. Un cuib cu magazie și albină, toate ramele pline, construite. Cum vi se pare 31 de kilograme? Că eu n-am nicio idee, nu-mi dau seama dacă asta e bine sau rău, însă de atunci urmăresc și monitorizez cum crește valoarea de pe cântar. Și în momentul de față avem 32,1. Adică un kilogram și 100 au crescut de alaltă ieri seară. Deci într-o zi și jumătate, un kilogram și un pic. Pentru că culesul abia acum a început și floarea de salcâm, din ce înțeleg, în primele zile nu prea dă nectar.
Dar eu îl consider o foarte mare binecuvântare, chiar îmi zicea un prieten și mai multe persoane care au fost pe la mine, îmi ziceau așa, bă, tu când vineau la mine și se uitau pe aici și vedeau cam și salcâm și pom fructifer și suntem în mijlocul satului și o zonă mai protejată și așa mai deluroasă. În partea avem un delus, nu prea suflă vântul încoace, deci albinele sunt într-un loc ideal pentru ele. Și îmi ziceau cu toții, bă, dar pe ce loc fain ai pentru albine? Și da, da, și eu mi-au albine. Numai că am tot amânat de vreo 3 ani până când mi-am făcut curaj și le-am luat. Și acum văd și eu că e o mare binecuvântare să ai pe casă pășunie cu flori, pomi fructiferi mulți în sat, salcâmul aproape, avem și tei în zonă, avem și aluni pentru primăvara de vreme, avem și răchită, avem și loză, avem o grămadă de pomi și de arbori pe care acum încep să-i învăț pentru că ei sunt benefici pentru albine și ne aduc polen, ne aduc nectar, ne aduc ce ne trebuie. Da. Cam asta e discuția. Și ce să zic? După câte aventuri am avut anul ăsta și am umblat la rapiță, distanță mare până spre satul mare. Gata, gruia! Ia de acolo, mă! Deci am dus albinele la vreo 60 de kilometri cu speranța că noi nu mai aveam miere deloc și ne trebuia și miere, deși mierea de rapiță nu e așa de apreciată, însă decât să cumpăr miere, prefer și îmi place, chiar îmi place mierea de rapiță pe care am cules-o anul ăsta. Dar în timpul culesului de la rapiță, albinele și familiile se întăresc și devin foarte puternice, se pregătesc pentru a culege la salcâm, pentru că salcâmul e principala recoltă a albinelor, pentru noi și în zona noastră. Pentru că salcâmul dă foarte mult nectar și dacă ai familii bine integrate și foarte sănătoase, poți să faci foarte multă miere de la ele. Așa că e important să le pregătești. E important să fie vreme bună ca ele să se întărească un pic în primăvară după ce își fac zborul de curățire cu pomii fructiferi. După aia, dacă ai unde să le duci la rapiță, ele devin foarte, foarte puternice și foarte numeroase, ca atunci când începe salcâmul, ele să fie în număr cât de mare ca să poată să aducă miere cât de multă. Așa, o să vă zic și câtă miere am cules de la rapiță, dar continui povestea. Ce vreau să vă zic este că am umblat până acolo de vreo 4 ori și cumva după 3 familii pentru mine a fost mai mult experiența de a vedea ce înseamnă a merge în pastoral și cum e toată treaba. L-am ajutat pe prieteni să încarce, să descarce. Mie nu prea mi s-o meritat. Cu 3 familii, na. De exemplu, familia asta a fost slăbuță când am dus-o, pentru că am ieșit cu ea din iarnă pe 3 rame, care mai degrabă erau una și jumătate. Dar în momentul ăsta, e pe 7 rame. Și tot nu-i foarte grozav, pentru că dusă la rapiță și adusă înapoi, trebuia să fie deja spre 10 rame ca să culeagă și ea ceva consistent la salcâm. Văd că zborul acelei familii e totuși mai timid, astea merg foarte bine. Văd că zboară bine, au albine numeroasă și au tot ce trebuie. Deci nu s-a meritat foarte mult pentru mine decât experiența de a merge în pastoral cu 3 familii și unii dintre voi o să mă certați și o să spuneți, bă, dacă ai cules atâta miere de la 3 familii, nu poți să zici că nu s-a meritat. De la 3 familii am cules, de fapt de la 2 familii, pentru că de acolo n-am luat niciun pic de albine, de la aceste 2 familii am cules 9 kg de miere, care eu consider că îi bine, dar multă bătaie de cap. Și asta nu mă împiedică să fac planuri cumva pe viitor, dacă o să am vreo 5-6 familii, cel puțin, sau 6-10 familii, să mă mai duc la rapiță cu ele, da, nu ăsta, nu ăsta. Da. Nu-i că nu-s mulțumit de cele 9 kg de miere de rapiță pe care am cules-o, dar albinele odată duse la rapiță devin și mai războinice, și mai bătăioase. Când le-am adus acasă, am avut altă bătaie de cap cu ele și cumva îi un plus, îi binevenit acea miere, dar ar fi de dorit să am mai multe familii ca atunci să mă duc cu ele în pastoral și pe viitor.
Eu am observat că și un pic alergic la înțepătura de albine. Și tocmai de aia încerc de fiecare dată când intru la ele să fiu înțepat măcar o dată în zona mâinilor și văd că reacțiile sunt din ce în ce mai domoale și mai potolite și mai ușoare, deci îmi fac un pic de rezistență la înțepătura de albine. Asta e treaba. Hai să vedem familia asta războinică, ce putem vedea la ea, pentru că sunt foarte curios. Pentru că sunt foarte curios ce se găsește în ladă la momentul ăsta. E una ce arată cântarul și alta ce putem noi vedea. Am și iască, dar am învățat un prieten că e tare ușor cu cofragele astea de ouă să faci un pic de fum rapid. Și să te apuci de treabă. Hai să vedem familia războinică dacă mă și înțapă. Ele acum cred că s-au mai potolit după culesul de rapiță, având și cules, nu e atâta bătaie de cap și atâta risc să mă înțape. Dar să știți că nu-mi place să fiu înțăpat, însă mă bucur de fiecare dată când mă înțapă albine. Mai ales că umblând la ele, ele se mai apără. Și eu, cum vă ziceam, fiind un pic alergic, consider că cu fiecare înțepătură îmi creez imunitate, pentru că albinele te pot și omorâ. Dar cred că o fac cam goală. Cred că o fac cam goale cuiburile la familiile astea, pentru că după ce le-am adus de la rapiță și le-am luat toată mierea din magazii, puțină miere mai aveau. Acum o săptămână când m-am uitat la ele, era foarte puțină miere pe ramele cu puiet. Deci, în primul rând, ele își aprovizionează acolo puietul. Slăbuț! Dar și aici se vede câte o alveolă strălucind, e un pic de nectar și un pic de miericică. No. Ce să zic, albine este. O să iau imediat magazia să văd și în cuib cum merge ponta și cum arată lucrurile acolo. Dar dacă ne dă Dumnezeu sănătate și zile bune, zile uscate și un pic mai călduțe, cred că vor culege și un pic de saltum. Eu sunt pozitiv. Sunt bucuros să văd că sunt albinele aici, că sunt sănătoase, că am ieșit cu ele din iarnă, că eu în primul an aveam emoții. Mă gândeam, vai de mine, cum o ieși din iarnă? Dacă o ieși cu albine, cu familie vii. Și am ieșit cu tătetrii cu care am intrat. Deci, nu e așa rău. Nu e rău deloc. Greu acum de lucrat și cu cântarul. O poziție. Dar vreau neapărat să văd ce-i și în cui. Ce ziceam eu de familia asta că e războinică? Că uite ce cu minte, încă nu m-a atacat niciuna. Albinele războinici acum ați la cules. Hai, fetele, să vă dau un pic de... La video anterior ce l-am postat pe Orășan la țară,
cineva mă mustra și zicea, vai de mine, după atâtea zile lipsă de pe YouTube, numai 21 de minute ne-ai povestit. N-o să știți că video ăsta fi mai lung. Că nu o să te scot eu poveștile mele și... O să încerc să vă las să vedeți tot ce am de zis despre albinele astea. De exemplu... S-o mai liniștit familia asta. Dar tot puțină mâncare. Eu nu știu ce fac cu culețul. Am fost zilele trecute prin sat și m-am uitat. În mai multe locuri sunt pârcuri, pâlcuri mari, mari de salcâm. Pe o distanță de, eu știu, un kilometru de casa noastră. Deci, ar fi cules, da? E doar începutul salcâmului. Perioada în care nu prea secretă nectarul. Și să știți că cum am uitat anul ăsta la vreme, nu m-am uitat până acum niciodată. Pentru că mă interesează foarte mult ce temperaturi vor fi la noapte și mâine, să nu ploaie și așa mai departe. Ca să poată zbura albinuțele mele și să văd eu cum crește greutatea pe cântar. Nu. Dar văd că mai liniștite. No. De exemplu, e mult mai ușor dacă scoți o ramă și o pui deoparte. Dar eu... Vin și cu poveștile. Am uitat să fac asta. Sarama care o pui deoparte trebuie să te asiguri că nu-i matca pe ea. Să cadă jos sau să cadă pe iarbă sau să pățească ceva. Da, cam atâta mea mie să vă asigur că regina nu-i pe ramă asta. Când un apicultor experimentat face atâta și face atâta și-o pus-o jos. Da. De aia consider eu că apicultura nu-i de joacă. Apicultura pentru mine o iau în serios, chiar dacă-s foarte, foarte la început. Și din păcate astea nu le prea ajută pe albinuțe, pentru că nu-i bine să ții atâta lada deschisă până te lămurești tu ce se întâmplă în ea. Încep să văd și albine mai gălbui așa, ceea ce mă surprinde, pentru că albinele mele sunt mai negricioase. Cam au potirașe cam peste tot. Câte un pic de potirașe au, dar nu sunt boci de roire și nici măcar ouate.
Da. Cred că atâta o să fie tot în familia asta astăzi, pentru că deși vreau să mai văd încă o ramă, o oată. Să mă asigur că matca-i bine, pentru că cu 3 zile înainte de a roi, regina nu mai pontează, nu mai ouă. Și dacă vedem ouă recente, înseamnă că regina e la lucru. Da, e bine. Am văzut o alveolă pontată de azi, deci pot să închid lada și să mă duc liniștit să editez acest video. Am și ars un pic. Familie sunt în regulă. Nu sunt frigurile roitului, nu lipsesc măcile. Deci, de acum ține de Dumnezeu ce vreme ne dă, ce temperatură mă avea, ca să avem și miere. Cam asta e treaba. Ca și în general în agricultură, omul pune sămânța, dar e Dumnezeu care dă ploaie și care dă roade. Că noi atâtea vise și atâtea planuri și atâtea dorințe avem, dar dacă se aliniază toate lucrurile de care e nevoie, le și avem. Dacă nu, rămân speranțe de șarte. Din păcate, când punem din nou magazia, se mai zdrobește câte o albine, oricât ne-am dorit noi să le protejăm. O să pun folia asta și după aia o să vă zic ceva foarte, foarte important, care mă bucură. Pentru mine, fiecare lucru pe care îl fac în viață, când am timp, chipzuiesc la câte o concluzie. Și concluzia acestui experiment de astăzi, umblatul albine, este că am umblat și la familia războinică și nu m-a înțepat nicio albină. Asta e un plus, e o bucurie, e o satisfacție. Văd că familia s-a mai liniștit. Văd că este un pic de cules dacă toate războinicele și culegătoarele sunt afară la treabă. Și ca o concluzie a acestui video și subiectul pentru care voi ați venit să-l vedeți, după un an de apicultură, consider că apicultura este rentabilă, dar foarte, foarte solicitantă și foarte, foarte complicată. Din foarte multe motive pentru care nici nu mă apuc să le enumer, dar mie îmi place foarte mult. Mă bucur că am albine în gospodărie și mi-e drag de ele. Așa că dacă vreți să vă apucați de apicultură, eu vă încurajez să o faceți, să vă informați, să vă uitați la cât mai multe videoclipuri, așa cum am făcut eu, și să deveniți din ce în ce mai buni, să vă țineți de treabă, pentru că, perseverând, eu cred că pot, personal, pot să fac orice dacă perseverez și nu mă dau bătut. Așa că, cu cele 3 familii ale mele, eu vă mulțumesc pentru vizionare și vă salut. Aștept să-mi scrieți comentariile și reacțiile voastre în partea de jos. Dacă ați observat ceva la mine pentru care
considerați că merită să fiu corectat, dacă sunteți apicultori mai cu experiență, vă rog neapărat să-mi scrieți un comentariu, lăsați aprecieri, lăsați câte un like dacă sunteți de acord cu ce am zis și dacă vă place ce am făcut. Vă mulțumesc pentru vizionare, vă salut și ne vedem data viitoare! No. 400 de grame și astăzi. Până la ora... Hai să vedem ce avem aici. Asta e o ladă mai veche din căpătat. Și familia asta văd că e destul de blânducă. Deși, după cum vedeți, eu mai fac greșeli, că le mai bruschez câte un pic, așa ca începătorii. O ramă care probabil ar trebui dată deoparte, dar fiind cules, trag nădejde că or băga miere în zilele următoare. Văd că ramele astea sunt mai bine populate și nu mai duc grija puietului răcit, puietului văros. Cred că așa se numește, n-am greșit, nu? Păstură, polen și câte un pic de miericică, văd. Da. Rama asta s-o bag eu din coace acum. Ia că tocmai m-a înțăpat una, dar acum sunt zebătătorite de ajutele, nici nu a intrat acul și albine au putut fugi. Nu săriți la război, fetele, că ești prietenul vostru. Aici avem ponte. Aici avem ouă, ceea ce e bine. Să vedem dacă găsim și matca pe rama asta. Nu-i tare place la familia asta, ceva nu... Încă-i tot slăbuță, deși am ajutat-o. Cred că în două rânduri am ajutat-o cu rame. Sau nu, dată, trebuie să mă uit în căiet. Acolo e matca. Dar puțină miere, foarte puțină miere. De la familia asta nu cred că voi culege nimic anul ăsta, dar o văd că tot crește. Aici avem o botcă. Uitați câtă miere este pe rama de margine, nu foarte multă, dar este polen și este un pic de miere. Da? Dar nu cară, nu văd să fie coroniță la puiet. Ori descurcai.